Felicitări, doamnă, pentru curaj. Uite, așa tip de comentarii am foarte multe la filmulețele pe care le-am făcut în zilele astea. Și este un tip de comentariu care m-a pus un pic așa pe gânduri, să spun, da? M-a făcut să reflectez la anumite lucruri și acum vreau să le împart și cu voi și vreau să vă întreb doar un singur lucru. Oare în viața asta am ajuns să fie nevoie de curaj să fim noi? Deci am ajuns să fie necesar să ai curaj ca să-ți expui propria părere și să fii tu așa cum ești? Pentru că eu nu realizez acest lucru. Deci eu nu imaginez în ce tip de societate am ajuns să trăim ca să fie nevoie de curaj să spui un adevăr. Pentru că ăsta este adevărul pe care îl știu eu, da? Eu știu că așa s-a întâmplat, așa a fost și exact asta am relatat. Acum, cine crede bine, cine nu crede, e ok pentru mine. Deci nu mă afectează nici într-un caz, nici într-un caz. Dar nu cred că este nevoie de curaj pentru a fi așa cum ești. Deci dacă este așa, oameni buni, noi am ajuns ca oameni să nu putem fi noi pentru ce? Pentru ce este nevoie de curaj? Cam de ce ar trebui eu să am frică și să fie necesar de curaj ca să-mi expun părerea? Deci în momentul când eu nu mi-am creat un personaj ca să vin aici și să-l demonstrez, pentru că probabil în cazul ăla poate să te afecteze valul de hate care poate să vină atunci când îți expui o părere. Dar în momentul când tu știi cine ești și ești sigur de tine ca persoană și ești sigur de viața ta, de faptele tale, de ceea ce faci, cum faci, eu nu cred că este nevoie de curaj ca să expui, pentru că, da, eu știam, eram, cum se spune, conștientă de faptul că atunci când voi arăta un adevăr pe care eu îl știu, deci eu am arătat doar ceea ce știu eu, da, un adevăr, eram conștientă că în momentul când tu, cum am și spus fraza pe care am și publicat filmulețul, în momentul când tu demaști un om și îl pălești cu adevărul, așa se întâmplă că acel om, în reacția de a se apăra, începe să arunce cu cuvinte urâte. Este de când lumea și pământul că când îi dai omului în față adevărul, el încearcă să te înjosească și să te umilească doar ca să iasă el la suprafață. Da? Asta se înseamnă când începi să nu știu cum să traduc din, ca să fie, să spun mai corect în român, oricum începe să se agațe de ce poate, da? Pe mine una nu mă afectează pentru că eu știu și am conștiința curată că ceea ce am făcut nu este că să-i fac rău cuiva, ba chiar mai mult. Am luat apărarea unor oameni care în momentul ăsta au trăit o nedreptate, da? Eu sunt cu mine liniștită. Nu mă afectează deloc oamenii care încearcă să arunce cu cuvinte urâte sau să umilească doar pentru că vorbește frustrarea, da? Frustrarea pentru că, oricum, atunci când demaști un om și arăți o parte din adevăr, pentru că asta este doar o parte, e clar că omul când lucrează ani de zile și calcă pe cadavre ca să-și construiască o imagine falsă ce nu-i corespunde, în momentul când îi cade imaginea aia, îi pică fața, cum se spune, încearcă în oarecare măsură să pui înapoi tot puzzle-ul care i-a căzut, da? Nu știu dacă o să înțelegeți, pentru că nu știu cum altfel să mă exprim. Dar cine are necesitatea de a înțelege, înțelege. Cine nu înțelege, oameni bune, bine așa. Cum am mai spus și mai spun, eu nu am necesitatea că să demonstrez sau să fiu crezută sau nu știu ce. Eu mi-am expus punctul meu de vedere și am arătat un adevăr cu probe. În rest, cine vrea să creadă bine? Cine nu vrea să creadă e bine oricum? Fiecare să trăiască în adevărul lui. Eu trăiesc în al meu. Dar ceea ce pe mine mai mult m-a pus la anume să gândesc este anume tipul ăsta de comentarii. Deci, noi am ajuns să trăim într-o societate unde este necesar să ai curaj ca să poți să spui lucrurilor pe nume. Deci asta este foarte trist și mă interesează mai mult nu atât
pentru mine, pentru că eu deja știu cum să înfrunt viața. Am trecut prin prea multe greutăți ca să poată să mă doboare ceva, da? Dar în momentul când eu știu că în această societate cresc copiii mei și într-un viitor nici nu am idee unde se ajunge, pentru că timpul trece și am senzația că tot mai rău și mai rău ajungem să fim oameni, ajung să fie de o răutate absurd, absurdă în oarecare măsură. Deci eu îmi dau seama că tot mai puțin oameni își expun punctul de vedere sau arată un adevăr pe care ei îl știu doar din frica de a nu primi probabil hate, pentru că altceva nu știu cum să mă gândesc. Dar nu știu de ce ar trebui să atingă pe cineva cuvintele unor oameni pe care voi nu-i cunoașteți. Deci, în momentul când un om îți spune ești așa, ești așa, ești așa și ești pe dincolo, dar nici măcar nu are idee de cine ești, de unde vii, ce ai trecut prin viața ta, ce faci la viața ta, deci acel om este nul pentru tine. Deci cuvintele pe care le aruncă rămân în vânt, pentru că exact așa pe mine nu mă ating și nu mă privesc. Deci nu mă privește pe mine, pentru că eu știu cine sunt, da? Deci poți să spui tu multe și vrute, pentru că eu știu cine sunt. Nu știu. M-a făcut foarte mult să mă pun pe gânduri acest tip de comentarii și dacă noi am ajuns să trăim într-o societate unde este necesar să ai curaj ca să arăți un adevăr sau să-ți expui o părere, este foarte trist. Nu știu, am vrut să împart cu voi aceste gânduri pentru că, nu știu, probabil uneori mă simt ca și când aș trăi într-o lume paralelă, da? Eu văd lumea cu alți ochi. Eu consider că dacă ai ceva de spus și știi că este un adevăr, îl spui fără să ai frică. În momentul când cineva, de exemplu, tu trăiești în convingerea de a ști ceva, da? Ai convingerea ta, știi adevărul tău. Eu sunt tipul de om că în momentul când îmi demonstrează cineva că probabil nu am avut dreptate, eu pot să spun, da, ok, scuzați, am greșit, mi-am făcut o idee greșită. Dar nici într-un caz, în momentul când îmi expun un adevăr, nu am simțit nevoie de curaj de a spune, da? Nu am simțit frica aia că, Doamne, ce se întâmplă dacă o să spun. Nu. Simplu, eu m-am gândit dacă să spun sau nu, pentru faptul că știam că o să ridice mare vâlvă, da? Și nu știam, am necesitate eu de chestia asta în viața mea sau nu. Dar în acel moment primejat, nici nu știu cum se spune în română, a fost mai important faptul de a arăta un adevăr pe care eu îl știm și era să mă simt mult mai rău dacă nu era să o fac, pentru că ceea ce se întâmplă din cauza acestor oameni este necorect față de concurenții de acolo. Deci doar atât, nu altceva. Și era să mă simt mult mai rău să nu spun și să ascund acest lucru decât să-l arăt. Și să spun ceea ce eu știu. Mai departe, fiecare face ce-și dorește. Atât de tot. Așa că să știți că nu este nevoie de curaj de a fi tu însuți. Este nevoie de curaj de a minți, de a fi fals, de a călca pe cadavre doar că tu să ajungi acolo unde îți dorești. Este nevoie de curaj de a fi om rău, de a fi un om bun nu este nevoie de curaj. De a face un lucru bun nu este nevoie de curaj. Este nevoie de a fi tu însuți. Cam asta e.